Să umbli brambura prin țară cu chitara de gât nu e ceva neobișnuit pentru artiști, mai ales pentru Mircea Vintilă, a cărui trupă de acompaniament se numește chiar așa, Brambura. Diseară ei vor cânta la Hard Rock Cafe, un loc în care publicul este deja obișnuit cu mari artiști ai muzicii folk. Despre toate astea schimb acum câteva cuvinte cu protagonistul serii. Te salut, Ciocule! Te salut și eu cu drag și să-i salutăm și pe ascultătorii noștri. Așa cum te-ai obișnuit de mulți ani de zile, tu îți împarți viața între folk și pop-rock. Astăzi este rândul pop-rock-ului să-ți acompanieze marile tale succese de folk. Dacă tot suntem la sfârșitul anului, când se fac bilanțuri, ai făcut un calcul ca să vezi cât folk cânti în raport cu acompaniamentul pop-rock? Depinde de spectacol, depinde de festivalul la care ești invitat. Au fost mai multe apariții folk decât apariții cu trupa? Da, au fost mai multe apariții folk pentru că au fost și mai multe festivaluri în care nu că ești obligat, dar trebuie să prezinți piesele așa cum au fost ele cântate. Concurenții sunt și acompaniați de chitară și e destul de complicat atunci când apar pe scenă, deși spectacolul este cu tot și cu totul altceva, dar eu cred că trebuie să fim la fel și noi alături de cei care sunt în concurs și care sunt premiați și care au și ei microrecitaluri și să le arătăm așa cum am început noi să cântăm. Ce te mai motivează pe tine să scrii Mircea Vintilă în ziua de astăzi? Lumea așteaptă. Dacă scrii pe un afiș Mircea Vintilă, ei se așteaptă să asculte și cântecele vechi, dar să îi și surprind de fiecare dată cu ceva noutăți. Deci mai există surse de inspirație pentru noile tale piese? Oho, există. Există și alături de colegii mei. Promit să venim cu cântece noi, cu un album nou, deși toată lumea este surprinsă. Ce voi mai faceți, mai înregistrați albume? Acum, da, înregistrăm albume, pentru că pentru un cântăreț, pentru un om care se ocupă cu seriozitate, este bine să apari pe piața muzicală și cu un album. Care componența trupei Brambura în momentul de față? Geru Ionescu, cel care se ocupă și de aranjamente și lucrăm enorm de mult în studio. Robert Tenachi, un chitarist și un compozitor și un muzician deosebit. Și Elena Pavel la backing vocal și la alte minunății, tamburine, maracasuri, fel de obiecte de astea muzicale. Mulți ani fain, Mircea Vintilă, abia aștept să ne vedem diseară la Hard Rock Cafe. Și eu mulțumesc pe diseară la Hard Rock Cafe.